Bună balanță și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 1-7 aprilie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din Zodia Balanță, cât și pentru cei care aveți Luna sau Ascendentul în această Zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru balanță în această săptămână. Bun, pentru balanță este o săptămână în care viața privată este foarte importantă. Familia, casa, partenerul, iubirea, copiii, dar și munca și sănătate. Bun. În această săptămână, Mercur începe retrogradarea, da, care va dura până pe 25 aprilie, retrogradare în semnul bărbecului, pe casa relațiilor. Și asta înseamnă pentru balanță că Deciziile pe care le-ați luat voi în ultima jumătate a lunii martie, acum o să reveniți asupra lor, da? Legate de uh, acte, legate de relația cu partenerul, relația cu clienții. Uite, vi se pot întoarce foști clienți în perioada asta, dar ce v-aș sfătui eu e să evitați să semnați acte în perioada asta, sau să faceți înțelegeri cu oamenii, pentru că lucrurile nu vor rămâne așa. da uh, Acum, dacă este neapărat nevoie, Mergi la un avocat, mergi la un notar, unde vrei tu, da, și uh, mai cere o părere, da, sau măcar îți asum că lucrurile nu vor rămâne așa, da? uh, Este și o perioadă în care se reiau tot felul de discuții pentru balanță, privind actele, privind banii, privind uh, toată, toată zona ta vieții pe de altă parte, uite, săptămâna asta avem o conjuncție Venus-Neptun, Venus care este guvernatoarea ta. Asta se produce de câțiva ani, doar că în acest an este într-un context puțin diferit. Și uh, pentru balanță este un moment în care nu o să-ți vină să crezi și o să rămâi tare surprins de o decizie care se ia. Vezi că e ceva ce se pregătește de mult timp pentru alte balanțe. Este un moment acolo în care realitatea da, din jurul vostru parcă, nu știu, parcă e de basmă, parcă e de film, parcă nici nu vă vine să credeți da, ce se întâmplă. Uh, poate este ceva legat de un copil, de persoana iubită, poate este ceva legat de o afacere pentru balanță. Da? Unii puteți să vă revedeți cu o fostă iubire sau cum un fost partener de afaceri, cu o fostă persoană din viața voastră și să rămâneți total surprinși de lucrurile pe care le aflați sau să rămâneți total surprinși de reacția acestei persoane. Da? Poate avea o teamă în sufletul tău și uite, acum ești pus față în față cu teamă, cum s-ar spune. Um. Tot săptămâna aceasta găsești o soluție la o problemă de relație. Deci, poate e relația cu clienții, poate este relația cu prietenii, relația cu oamenii din jurul tău. Soluția vine prin iubire, prin pasiune, prin distracție, prin copii, prin creativitate. Uite, Venus, guvernatoarea ta se mută în bărbec, începând cu 5 aprilie, și stă acolo până pe 29 aprilie, timp în care balanța, uite, nu poate să treacă printr-o împăcare, e o împăcare bruscă, pentru alții, nu știu, reveniți asupra unei decizii legate de o poveste de iubire, alții poate reveniți asupra unei decizii financiare, însă ce este interesant este faptul că lucrurile se vor mișca pentru balanță cu viteza luminii în perioada aceasta, 5-29 aprilie, se vor mișca cu viteza luminii în ce sens? Că uite, acum poți să ai curajul necesar să faci o schimbare în viața ta. Poți să ai curajul necesar să depui un CV, poți să ai curajul necesar să te bagi într-o relație serioasă, poți să ai curajul necesar să ieși dintr-o situație toxică, poți să ai curajul necesar să mergi să stai demisia sau să faci schimbări în viața ta. Da? Însă și cum schimbările astea nu vin așa cu, uh, <gângări> cu bățul, cum s-ar spune, da? nu, ci ele sunt pozitive. Da? Balanța, nu știu, poate avea un fel de dragoste la prima vedere în perioada asta, dar și decizii bruște pe care, pe care le veți lua voi. Da? Sau poate partenerul, cine știe. Pentru că este, uite, un final de săptămână în care se întâmplă lucruri care mai de care mai surprinzătoare și mai, mai ciudate, vezi că sunt chestiuni din care tu vei ieși bine, sunt lucruri care ție îți fac bine, însă na, norocul vine și prin a alege ceea ce îți place ție, fără a mai ține cont neapărat da de uh, mintea celorlalți de ce vor ceilalți, că niciodată nu se să poți să-i mulțumești pe ceilalți oricât de mulți ai dori acum na venus a, venus, tu prea se simte bine în berbec, da, pentru că e luat așa pe repede înainte și ea vrea lucrurile mai încet, așa cum vrei și tu parcă na uh, Lucrurile nu sunt mai așa cum cum ne-am dorit noi. Poate să fie și o decizie rapidă pentru balanță privind. Închiderea unui parteneriat închiderea unei colaborări, dar așa cum am zis, pentru unii, parcă trecutul bate la ușă și de data asta e total diferit. Da? Au și două mesaje. Primul este bucuria divină. Numerele importante. 1 și 9. Foarte interesant, deci balanța închide ceva și începe altceva sau se pregătește pentru un nou început. Săptămâna viitoare, pe 8 aprilie, avem eclipsa aia de soare care e pe casa 7, pe casa relațiilor și care te ajută tare mult. Da? Tare mult te ajută. Culorile importante. Mov, albastru, galben, roz, portocaliu, maro, Începem cu Arhanghelul Zadachiel, care îți oferă următoarea ghidare. Te ajut ca prin rugăciune să te contopești în inimă cu Dumnezeu, să te eliberezi de toate înlănțuirile, să trăiești cât mai des starea profundă de dăruire totală față de Dumnezeu, să manifesti mai mereu bucuria divină, pură și copleșitoare. Deci tu reușești să te eliberezi de ceva, da? îți cresc aripi, îți cresc aripi. Apoi avem Arhanghelul Gabriel. Ești alesul și protejatul meu. Ai atins o mare puritate interioară și eu te ajut să-ți revelezi adevărul ultim dumnezeiesc în propria ființă. Ești binecuvântat, inspirat și ghidat de alaiul meu ceresc. Și balanța dă dovadă de puritate, adevăr, este un moment în care Parcă te conectezi foarte profund cu sinele tău superior, te conectezi foarte mult cu divinitatea, cu sufletul tău și atunci ei decizii cu viteza luminii sau cel puțin așa ar trebui să faci. Dar oricum o să fie ceva acolo care să-ți ia mințile și atunci zici gata, asta e momentul, da? fac afacerea, fac nu știu, înțelegerea, contractul, deși ți-am zis, ori îți asum că lucrurile nu vor rămâne așa, ori pentru alții, nu știu, Treceți printr-un moment în care poate va fi nevoie să reveniți asupra unor decizii pe care fie le-ați amânat, fie n-ați găsit soluția la timp. Dar repet, în locul vostru totuși aș mai contacta și o persoană să se uite pe actele alea sau m-aș gândi de două ori dacă ar trebui să fac înțelegerea respectivă. Hai să vedem tarotul ce transmite pentru balanță săptămâna 1-7 aprilie. Ce trebuie tu să cunoști? Ce trebuie tu să știi? Hai să vedem pentru balanță, mesaje. Pentru balanță. Wow, împărăteasa, foarte frumos, împărăteasa. Regele de spade, judecata, o, oh, dragi balanțe, sunteți puși pe fapte mari săptămâna asta. Ok, da, Prindeți și voi în hoț. 8 de spade, 10 de spade, regina de monede. Aici este o decizie poate dureroasă sau ciudată legată de o sumă de bani, legată de o bancă, o firmă, o instituție financiară, o casă, nu știu, ceva. O femeie stabilă material. Pentru că vede aici ca un fel de blocaj, dar și o problemă legală pe care balanța. Uite, acum are ocazia să o rezolve. Cei care aveți procese, vedeți că Venus acolo vă ajută, doar că, nu știu, fie verdictul e dat în favoarea voastră da, sau sentință cum se numește, doar că uh, se revine puțin asupra ei după 25 aprilie, fie, nu știu, uh, uh, unii pur și simplu sunteți salvați așa de clopoțel. Împărăteasa, sa, o legătură cu Zodia Taur sau poate să fie și o săptămână în care banii sunt importanți pentru balanță, este aici o femeie care are un rol important, fie este mama, partenera, o prietenă, cineva care e stabil, cineva care știe bine ce își dorește. Unii sunteți foarte prinși aici pe muncă, pe un proiect, pe o firmă, ceva aveți voi de rezolvat. Judecata la baza manifestărilor tale, deci balanța e pusă pe judecata de apoi. Este o săptămână în care balanța ia atitudine și fie te revezi cu oameni din trecut, fie acum nu știu comuni și niște decizii pe care le-ai luat, da? ai stat, ai rumegat și acum în sfârșit ai curajul nouă de foc în inima ta, o oarecare oboseală pe care o simți, dar și un moment aici în care uh, parcă mai e puțin și se închide o poveste, se închide o situație și uh, na, îți dai seama că e limita și atunci se întâmplă lucruri. În mintea ta, Regele de Spadei, cartea ta, rot, poate te reprezintă pe tine sau poate ai legătură cu alte zorii de aer, gemeni, vărsători. Unii parcă aveți legătură aici cu o persoană cu uniformă sau cu o haină de stat, cu o instituție publică, însă ce văd, sunt și niște strategii foarte bine puse la punct pe care ți le faci, strategii care, zic eu, că. Nu știu, e posibil să-i supere puțin pe ceilalți. Acum, știți cum e? Luna aprilie vine sub semnul spânzuratului sau sub semnul împărătesii. E clar acolo un sacrificiu. E clar o lună în care începem să vedem realitatea altfel față de cum am crezut noi că este. Magician. Poate ai o legătură cu gemeni, fecioară. Este cineva aici care are niște planuri foarte bine puse la punct. Este cineva care fie manipulează, fie este o persoană care se ocupă cu mai multe lucruri în același timp, care pregătește ceva anume. Patru de foc. Deci unii poate aveți un eveniment plăcut în casă, în familie, e o zi de sărbătoare, poate în relația cu prietenii, este un moment frumos, săptămâna aceasta. Dar este și cineva care parcă face totul pentru propria plăcere. Șapte de spade, atenție, puțin la muncă, dar la un coleg de la muncă sau atenție. Poate știu eu la niște persoane din jurul tău care cam mint, care cam nu au intenții foarte bune. Șapte de spade poate să mai însemne și o persoană care fură sau cineva care. Își urmărește aici interesul. Deci fiți foarte atenți, nu vă băgați în tot felul de jocuri din astea ciudate, că repet, Lilith e pe unde e, încă e, încă are treabă cu Uranus, deci uh, surprizele se țin lanzi. Deci nu nu vă bazați, da, pe tot felul de lucruri și fiți atenți puțin pe zona legală săptămâna aceasta. Adică luați și respectați legea, da? Nu nu vă bateți de la nimic, că nu -i, nu -i ok. Dragi balanțe, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai rămas alături până la final. Sper din suflet să -ți fie de folos informațiile, iar dacă vrei o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru balanță în această săptămână. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai rămas alături până la final și să ne revedem cu bine și data viitoare, o săptămână minunată, îți doresc!